Agata Christie, Poirot, primele cazuri, citește Carmen Dumitriu. Grădina, ce-ți mai face? Hercul Poirot își așeză scrisorile cu grijă, grămadă, în fața sa. O luă de deasupra, îi studia adresa pentru o clipă, apoi tăie plicul cu un mic cu papier pe care îl ținea pe masă unde își lua micul dejun. Se afla acolo exact în acest scop. Îi scose conținutul, Înăuntru era un alt plic, sigilat cu grijă cu ceară roșie și însemnat personal și confidențial. Sprâncenele lui Hercule Poirot îi se ridicară pe capul său în formă de ou. Murmură, «Patience, nous allons arriver!» și încă o dată puse în funcție micul cu papier. De data asta, din plic se ivi o scrisoare, scrisă de o mână cam tremurândă și nesigură. Mai multe cuvinte erau bine subliniate. Hercule Poirot o desfăcu și citi. Deasupra era scris din nou, personal și confidențial. În dreapta era adresa: Rosebank, Charles Green, Bucks, și data: 21 martie. Dragă domnule Poirot, am fost îndrumată spre dumneavoastră de o prietenă veche și dragă de a mea, care cunoaște preocuparea și amărăciunea mea din ultimul timp. Această prietenă nu știe împrejurările adevărate, acestea le-am ținut în întregime pentru mine, problema fiind strict personală. Prietena mă asigură că sunteți într-o chipare discreției și că nu am de ce a mă teme de a implica și poliția, lucru care nu mi-ar place deloc, dacă bănuielile mele se vor dovedi corecte. Dar s-ar putea și să și greșesc cu totul. Nu prea mă simt limpe de la cap zilele acestea, suferind de insomnie și de pe urma unei boli grele din iarna trecută pentru a cerceta lucrurile de una singură. N-am nici mijloacele, nici abilitatea. Pe de altă parte, aș vrea să repet că este o chestiune de familie foarte delicată și că, pentru multe motive, aș dori să mușamalizez toată afacerea. Dacă sunt încredințată cum stau lucrurile, aș putea aranja singură problema și aș prefera să o fac. Sper că am fost suficient de explicită în această privință. Dacă veți prelua această investigație, mă anunțați la adresa de mai sus. A dumneavoastră, Amelia Barrowby. Poaro a citit scrisoarea de la un capăt la altul de două ori. Sprâncenele îi se ridicară ușor. Apoi puse scrisoarea deoparte și luă o alta din grămadă. La ora 10 fix, intră în camera în care domnișoara Aleman, secretarea sa de încredere, stătea așteptându-și instrucțiunile din ziua respectivă. Domnișoara Aleman avea 48 de ani și o înfățișare neatrăgătoare. Impresia generală pe care o lăsa era cea unei grămezi de oase adunate la întâmplare. Avea o pasiune pentru ordine, aproape egală cu cea a lui Poirot și, deși capabilă să gândească, nu gândea niciodată dacă nu îi se spunea să o facă. Poirot îi întinse corespondența de dimineață. Aveți bunătatea, domnișoară, să formulați refuzuri în termeni corecți la toate astea. Domnișoara Lemon își aruncă ochii pe diferite scrisori, mâzgălind pe rând câte o hieroglifă pe fiecare. Era singura care putea înțelege semnele ce făceau parte din codul ei propriu. Se punea la ușoară, plesnită în față, calea valea și așa mai departe. După ce termină, încuvință din cap și își ridică privirea pentru a primi alte instrucțiuni. Poirot îi întinse scrisoarea Ameliei Barrowby. Ea o scoase din cele două plicuri, o parcurse și ridică privirea întrebătoare. Da, domnule Poirot?" întrebă cu creionul pregătit să stenografieze în carnet. Ce credeți despre scrisoare, domnișoară Lemon?" Încrutându-se ușor, domnișoara Lemon puse jos creionul și citi de la capăt scrisoarea. Conținutul unei scrisori nu însemna nimic pentru domnișoara Aleman, exceptând doar punctul de vedere de a compune un răspuns adecvat. Foarte ror, patronul apela apărările ei, în contradicție cu îndelenicirile sale oficiale. Domnișoara Lemon era ușor încurcată când el proceda astfel. Ea era aproape o mașină perfectă, pe care nu o interesau nici când negru sub unghie treburile celorlalți oameni. Adevărata ei pasiune în viață era perfectarea unui sistem de îndosariere pe lângă care toate celelalte sisteme ar fi date uitării. Îl visa și noaptea. Totuși, domnișoara Alemân era perfect capabilă de a pătrunde cu inteligență aspecte pur omenești, așa cum bine știa Hercule Poirot. Ei bine?" întrebă el. Bătrână a încurcat orău de tot," spuse domnișoara Alemân. A, crezi că e în încurcătură?" Domnișoara Lemon, care considera că Poirot era de suficient timp în Marea Britanie ca să înțeleagă toate expresiile, nu răspunse. Aruncă o privire la cele două plicuri. Foarte secretoasă, spuse, și nu vă spune absolut nimic. Da, eu cu Poirot, am observat asta. Domnișoara Lemon își luă din nou, plină de speranță, carnetul de scenografiat. De data asta, Hercule Poirot se hotărât. Spuneți-i că va fi o onoare pentru mine să-i fac o vizită oricând dorește, dacă nu preferă să mă consulte aici. Nu bate la mașină scrisoarea. Scrie-o de mână. Da, domnule Poirot. Poirot îi mai dădu scrisori. Astea-s note de plată. Domnișoara Alman le sortă rapid. Le achit pe toate în afară de acestea două. De ce alea două? E vreo greșeală în ele? Sunt firme cu care ați început să tratați, nu se cade să plătiți prea prompt când abia ați deschis un cont. Pare ca și cum vă străduiți să obțineți mai târziu un credit. Aha, murmură Poirot. Mă înclin în fața prea bunei dumneavoastră cunoașterea negustorului britanic. Nu sunt prea multe lucruri pe care nu le știu despre ei, spuse domnișoara Aleman posomorâtă. Scrisoarea către domnișoara Amelia Barrowby a fost formulată cum se cuvine și expediată, dar nu s țin niciun răspuns, Poate, se gândi Hercule Poirot, bătrâna doamnă își deslegase misterul de una singură. Totuși, simți o undă de surpriză că, în acel caz, nu-i scrisese un rând în semn de politețe, prin care se aducă la cunoștință că nu mai avea nevoie de serviciile și sale. Cinci zile mai târziu, domnișoara Lemon, după ce primi instrucțiunile de dimineață, zise Acea domnișoară Barrowby, care i-am scris, nu-i de mirare că nu ne-a răspuns. A murit. Hercule Poirot spuse foarte încet, a, a murit. Suna mai multă întrebare decât a răspuns. Deschizându-și geanta, domnișoara Lemon scoase o bucățică de hârtie ruptă dintr-un ziar. L-am văzut în metrou și l-am rupt. Înregistrând doar în minte, cu apreciere, faptul că, deși domnișoara Lemon folosise cuvântul rupt, i tăiase de fapt grijuliu cu foarfeca, Poirot citia anunțul apărut la nașteri, decese și căsătorii din The Morning Post. La 26 martie, la Rosebank, Chairman's Green, a decedat subit Amelia Jane Barrowby, în vârstă de 73 de ani. Rugam fără flori. Poirot îl parcurse, murmură în sina lui, subit. Apoi spuse brusc, sunteți atât de bună să scrieți o scrisoare? Creionul zbura pe hârtie. Domnișoara Lemon, cu gândul la complicatul ei sistem de îndosariere, stenografie rapid și corect. Dragă domnișoară Barrowby, N-am primit niciun răspuns de la dumneavoastră, dar, cum voi fi în împrejurim la Charman's Green vineri, vă voi face o vizită în acea zi și vom discuta, mai pendelete, problema menționată în scrisoarea pe care mi-ați trimis-o. Al dumneavoastră, ba de la mașină scrisoarea asta, te rog, și dacă e pusă la poștă imediat, ar trebui să ajungă la Charman's Green seară. În dimineața următoare, o scrisoare într-un plic cu chenar negru sosi cu poșta a doua. Dragă domnule, ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră, mătușa mea, domnișoara Barrowby, a decedat în ziua de 26, așa că problema de care vorbiți nu mai are importanță. A dumneavoastră, Mary de la Fontaine. Poirot zâmbi. Nu mai are importanță. A, asta o să vedem noi. A avant, spre Charmans Green. Rosebank era o casă care părea pe măsura numelui, ceea ce e mai mult decât se poate spune despre majoritatea clădirilor de rangul și felul lor. În timp ce mergea pe poteca ce ducea spre ușa principală, Hercule Poirot se opri și privi admirativ straturile frumos orânduite și îngrijite de ambele părți. Trandafir, care promiteau să fie încărcați din belșug ceva mai târziu, deocamdată narcise, lalele timpurii, zambile albastre. Ultimul strat era parțial pardosit cu scoici. Poirot murmură ca pentru el. Cum sună ca trenul la englezesc pe care îl cântă copiii? Doamnă Mary, oare cum se poate? Între cochilii și capace, fete drăguțe, toate înșirate. Nu e un șir, se gândi el, dar aici e o fată drăguță care face ca versurile să se potrivească. Ușa din față se deschise și o fetișcană curățică, cu bonetă și șorț, îl privea oarecum nedumerită pe domnul străin cu mustață mare, care vorbea tare de unul singur în grădină. Era, după cum își dăduse seama Poaro, o servitoare mică, foarte drăguță, cu ochi albaștri, rotunzi și obraji îmbujorați. Poaro își ridică pălăria curtenitor și spuse Pardon, aici locuiește domnișoara Amelia Barrowby?" Fata rămase cu gura găscată și ochii se făcură și mai rotunzi. O, oh, domnule, n-ați aflat? A murit, s-a produs așa de brusc, marți seara." Apoi izită prada două instincte puternice, unul, să nu aibă încredere în străini. Al doilea, atracția și curiozitatea categoriei din care provenea pentru a povesti despre boli și morți. Mă uimești, spuse Erchiul Poirot, prefăcându-se. Am avut o întâlnire cu doamna pentru astăzi. Totuși, poate o văd pe cealaltă doamnă care locuiește aici. Micuța servitoare părea ușor neîncrezătoare. Doamna? Da, poate pe ea ați putea o vedea, dar nu știu dacă e dispusă sau nu să primească pe cineva. O să mă primească, spuse Poaro și întinse cartea sa de vizită. Autoritatea din tonul său a avut efectul scontat. Fata cea îmbujorată se dădu înapoi și îl pofti pe Poaro într-o sufragerie din partea dreapta holului. Apoi, cu cartea de vizită în mână, se duse să-și anunțe stăpâna. Hercule Poaro se uită în jurul său. Camera era o sufragerie perfect obișnuită, cu tapet de culoare bej, cu o linie în jurul tavanului, cretoane nedefinite, perne și perdele roz, o mulțime de bibelouri din porțelan. Nu era nimic care să se remarce, se reprezintă o personalitate bine definită. Deodată, Poirot, care era foarte sensibil, simți că este privit. Se întoarse. O fată stătea în dreptul ferestrei franțuzești. O fată de statură mică, cu părul foarte negru și ochi bănuitor. Intră și, când Poirot o salută, îi pe neașteptate. De ce ai venit? Poirot nu răspunse, doar ridică din sprâncene. Nu sunteți avocat, nu-i așa? Vorbea bine englezește, dar foarte repede. Îți dai seama că nu era englezoaică. De ce aș fi avocat, domnișoară? Fata îl privi morocănoasă. Am crezut că ai putea fi. Am crezut că poate ai veni să spui că ea nu știa ce face. Am auzit de astfel de lucruri, de influență nefastă. Așa îi zice, nu-i așa? Dar nu-i adevărat. Ea vrea ca mie să-mi revină banii și am să-i dacă va trebui, o să-mi iau un avocat al meu. Banii sunt ai mei. Așa a lăsat ea scris și așa se va întâmpla. Arăta urât, cu bărbia împinsă în față, cu ochii scânteind. Ușa se deschise și o femeie înaltă intră și spuse, Catrina! Fata tresării, se îndroși, murmură ceva și ieși pe fereastra în stil francez. Poirot se întoarse pentru a trata cu noua venită care soluționase atât de eficient situația, pronunțând un singur cuvânt. Se simțise autoritatea în vocea ei. Dispreț și o undă de ironie pe care o găsești la oamenii educați. Își dădu seama imediat că aceasta era proprietara casei. Mary de la Fontaine. Domnul Poirot? V-am scris. Nu se poate să nu fi primit scrisoarea mea. Vai, am fost plecat din Londra. Ah, da, înțeleg. Să mă prezint. Mă numesc de la Fontaine. Acesta este soțul meu. Domnișoara Barrowby era mătușa mea. Domnul de la Fontaine intrase atât de încet, încât sosirea sa trecuse neobservată. Era un bărbat înalt, cu păr grizonat și o purtare nehotărâtă. Avea un tic nervos, deci ciupea bărbia. Se uita mereu la soția sa și era clar că aștepta ca ea să conducă conversația. Regret foarte mult că vă tulbur spuse Erchiul Poirot. Îmi dau seama prea bine că nu e vina dumneavoastră, spuse doamna de la Fontaine. Mătușa mea a murit marți seara. S-a întâmplat pe neașteptate. Foarte neașteptat, făcut domnul de la Fontaine. O mare lovitură. Se uita spre fereastra pe unde dispăruse fata acea străină. Îmi cer scuze, spuse Hercule Poirot, și mă retrag. Făcu un pas spre ușă. Dar o clipă, l-a domnul de la Fontaine. Dumneavoastră aveați... aveați o întâlnire cu tanti Amelia, spuneți? Parfaitement. Poate ne spuneți despre ce era vorba, interveni soția. Dacă putem face ceva... Era de natură personală, spuse Poirot. Sunt detectiv, adăugă simplu. Domnul de la Fontaine răsturnă o mică statuetă de porțelan pe care o mângâia. Soția sa rămase perplexă. Un detectiv? Și aveți întâlnire cu mătușica? n are aproape de necrezut. Se uită fix la el. Nu puteți să ne dați detalii, domnule Poirot? Pare pur și simplu fantastic. Poirot medită o clipă. Și alese cuvintele cu grijă, E dificil pentru mine, doamnă. Nu știu ce să fac. Ascultați, spuse domnul de la Fonten. Nu a menționat de ruși, nu-i așa? Ruși? Știți, bolșevici, bolși, roșii, chestii de-astea. Nu fi absurd, Henry, îl apostrofă nevastă sa. Domnul de la Fontaine se înmuie. Pardon, pardon, mă întrebam doar. Mary de la Fontaine se uită țintă la fața lui Poirot. Ochii erau foarte albaștri. Culoarea florilor de nu mă uita. Dacă ne puteți spune ceva, domnule Poirot, m-aș bucura să o faceți. Vă pot asigura că am un motiv pentru care vă întreb. Domnul de la Fontaine privi speriat. Ai grijă, scumpo. Știi că s-ar putea să nu fie nimic. Din nou, soția al o privire. Ei bine, domnule Poirot? Încet, grav, Hercule Poirot clătină din capa dezaprobare. Dădu din cap cu vizibil regret. Deocamdată, doamnă, mă tem că nu trebuie să spun nimic." Se înclină, își luă pălăria și se îndreptă spre ușă. Mary de la Fontaine veni cu el până în hol. Pe prag se opri și se uită la ea. Cred că țineți la grădină, doamnă, nu?" Eu? Uh, da, îmi iau o mulțime de timp, grădinăritul." Je vous fais mes compliments." O salută încă o dată și se îndreptă spre poartă. După ce ieși și o lăs spre dreapta, se uită înapoi și înregistră două impresii. O față palidă privind de la fereastra primului etaj și un bărbat cu ținută țeapănă, soldățească, patrulând în sus și în jos pe trotuarul de vis-a-vis. -vis. Hercule Poirot dădu din cap ca pentru el. Definitiv, mo, zise el, e un șoarece în gaură. Ce mișcare va face acum pisica? Se hotărâ să se ducă la primul oficiu poștal. Aici dădu niște telefoane. Rezultatul păru satisfăcător. Și îndreptă apoi pașii spre postul de poliție din Germans Green, unde întrebă de inspectorul Sims. Inspectorul Sims era un om înalt, corpolent, inimos. Domnul Poirot?" întrebă el. Mi-am închipuit. Chiar în clipa asta am primit un telefon despre dumneavoastră de la inspectorul șef. Zicea că o să treceți pe aici. Poftiți în biroul meu." Ușa se închise. Inspectorul îi arătă un scaun lui Poirot. Se așeză și el în celălalt și aruncă o privire plină de curiozitate vizitatorului său. Mergeți foarte iute la țintă, domnule Poirot. Veniți să ne întrebați de cazul ăsta, Rosbank, aproape înainte ca noi să știm că e un caz. Ce v-a făcut să vă gândiți la el? Poaro scoase scrisoarea pe care o primise și o înmână inspectorului. Acesta o citi cu un anume interes. Curios, spuse el. Problema e că ar putea însemna o mulțime de lucruri. Păcat că nu a fost puțin mai explicită. Ne-ar fi fost de folos acum. Sau n-ar fi fost nevoie de niciun ajutor. Ce vreți să spuneți? Ar mai fi trăit. Vă gândiți așa departe? Hmm. Nu sunt sigur dacă greșiți. V-aș ruga, inspectore, să-mi relatați faptele. Nu știu absolut nimic. asta e simplu. Bătrânei doamnei s-a făcut rău marți seara după cină. Era în stare foarte gravă. Convulsii, spasme, de toate. Au trimis după doctor. Până a sosit, i murise. S-a crezut că a murit de o criză. Totuși, medicului nu prea i-a plăcut cum stăteau lucrurile. El s-a foit, s-a tot învârtit, s-a eschivat și a declarat că nu putea da un certificat de mormântare. În ce privește familia, cam așa știe că stau lucrurile. Așteaptă rezultatul autopsiei. Noi știm mai multe. Doctorul ne-a furnizat de îndată un indiciu. El și cu chirurgul poliției au făcut împreună autopsia. Și rezultatul este, fără îndoială, edificator. Bătrâna doamnă a murit de o mare doză de strignină. Aha. Da, o treabă foarte urâtă. Problema este cine i-a dat-o. Trebuie să-i fi fost administrată cu foarte puțin timp înainte de a muri. Prima dată am crezut că i s-a băgat în mâncarea de seară. Dar, pe cinste, pare mai degrabă diuretică. A mâncat supă de anghinare servită dintr-o supieră, plăcintă cu pește și tartă cu mere. Domnișoara Barrowby, domnul de la Fontaine și doamna de la Fontaine. Domnișoara Barrowby avea un fel de cameristă, infirmieră pe jumătate rusoică, dar ea nu lua masa cu familia. Ea se servea din ce de la cină. Mai e servitoarea, dar ea era liberă. Aceasta a lăsat supa pe plită și plăcinta cu pește în sobă, iar tarta cu mere era rece. Toți trei au mâncat același lucru. Și, pe lângă astea, nu cred că se i poți vârâ cuiva pe gât în felul acesta. E amară ca fierea. Doctorul mi-a spus că o poți simți într-o soluție dintr-o mie sau cam așa ceva. Dar cu cafea? Cafea are cam același gust, dar bătrâna doamnă nu bea niciodată cafea. Înțeleg. Da, îmi pare o situație de nesurmontat. Ce-a băut la masă? Apă. Din ce în ce mai rău. Puțin cam încălcit, nu așa? Bătrâna doamnă avea bani? Cred că era înstărită. Desigur, încă nu avem detalii exacte. Soții de la Fontaine stau prost cu banii, din câte am aflat. Bătrâna doamnă contribuia la întreținerea casei. O, o zâmbi, apoi spuse. Deci îi suspectez pe soții de la Fontaine. Pe care dintre ei? Nu pot să spun exact că îl suspectez pe vreunul dintre ei în mod deosebit, dar asta e. Ei sunt singurele rude și moartea bătrânei le-ar aduce o sumă de bani frumușică, fără îndoială. Cu toții știm cum e natura umană. Câteodată inumană, da, asta e adevărul. Dar bătrâna doamnă n-a mai mâncat sau băut altceva de fapt, ah, voilà, simțeam că mai ținești ceva ascuns, cum s-ar spune în căptușoara pălăriei. Supa, plăcinta cu pește, tarta cu mere, prostii. Acum ajungem la miezul afacerii. Mm, nu prea știu. Dar, de fapt, bătrânica luat de obicei o cașetă înaintea meselor. Știți, nu o pastilă sau vreo tabletă. O chestie de aia din roz cu prafuri înăuntru. Un lucru perfect inofensiv pentru digestie. Admirabil, Nimic mai ușor decât să o umpli o cașetă cu o strignină și să o pui printre celelalte. Se duce pe gât odată cu apa și nu-i se simte gustul. așa e. Problema e că fata i-a dat-o. Rusoaica? Da, Katrina Rigger. Era un fel de domnișoară de companie, cameristă, infirmieră, pe lângă Amelia Barrowing. le La ordinele ei tot timpul, cred. Adumi aia, adumi aia, adumi cealaltă, fracă-mă pe spate, toarnă-mi picăturile, du-te la farmacist, tot felul de chestii de-astea. Știi cum se întâmplă cu bătrânele. Vor să fie blânde, dar fac din tine un sclav negru. Poaro zâmbi. Și poftiți, continuă inspectorul Sims. Lucrurile se potrivesc ca nu ca în perete. Deci ar fi otrăvit-o fata. Miss Barrowby moare și acum fata o să fie dată afară. Și nu e ușor de găsit o slujbă. Iar ea nu are nicio pregătire. Nimic. Totuși, sugeră Poaro, dacă ar fi fost lăsată pe undeva cutia cu cașete, oricine din casă ar fi putut o face. Normal că ne-am gândit și la asta, domnule Poirot. Vreau să vă spun că facem cercetările noastre, în mod discret, dacă mă înțelegeți. Când a fost pregătită ultima dată rețeta, unde era de obicei ținută cutia, cu răbdare și o mulțime de muncă iscusită, o să dăm de capăt poveștii. Și apoi mai este avocatul domnișoarei Barrowby. O să discut cu el mâine. Mai este și directorul băncii. Mai sunt o mulțime de făcut. Poirot se ridică. O mică favoare, inspector Sims. O să-mi trimiteți câte un răvaș despre cum merg treburile. Aș considera asta o mare favoare. Iată numărul meu de telefon. Da, bineînțeles, domnule Poirot. Două capete fac mai mult decât unul. Și apoi, trebuie să fiți la curent cu asta în moment ce aveți scrisoarea și știți atâtea. Sunteți foarte amabil, inspectore. Politicos Puaro îi strânse mâna și plecă. În după amiaza următoare a fost chemat la telefon. Domnul Poaro, sunt inspectorul Sens. Lucrurile încep să se clarifice și să arate drăguț în afacerea pe care o știm. Adevărat? spune robute. Ei bine, iată elementul numărul 1. Unu. unu. mare de tot. Domnișoara B a lăsat o mică moștenire nepoatei sale și tot restului K, luând în considerare marea bunătate și grija acesteia. Așa este formulat. Aceasta schimbă complexitatea lucrurilor. O imagine i-a părut rapid în mintea lui Poirot. O față posomorâtă și o voce plină de pasiune, spunând Banii sunt ai mei. Ea așa a scris și așa va rămâne. Oștenirea n-ar fi fost o surpriză pentru Katrina. Ea știa despre asta dinainte. Elementul numărul 2, continuă vocea inspectorului Sims. Nimeni altcineva decât Katrina i-a dat cașeta. Puteți fi siguri de asta? Fata însă și recunoaște. Ce vă pune pe gânduri? Extrem de interesant. Mai dorim numai un singur lucru. Dovada felului în care a intrat în posesia strigninei. Nu o să fie prea greu. Da, până acum n-ați reușit? Abia am început. Cercetarea a demarat în dimineața aceasta. Ce s-a întâmplat? A fost amânată cu o săptămână. Și, tânăra Catrina, o rețin ca suspectă. Nu vreau să-mi asum riscuri. Ar putea avea ceva prieteni nostri în prin țară care să încerce să o scoată peste graniță. Nu, spuse Poirot, nu cred că are prieteni. Zău, ce vă face să credeți asta, domnule Poirot? E doar o idee de-a mea. Nu mai sunt și alte elemente, cum le numești? Nimic prea relevant. Domnișoara Barrowby pare să se fi mai muțărit puțin cu acțiunile ei în ultima vreme. Trebuie să fi pierdut o sumă frumușică. E și asta o povestioară, după cum o ei, dar nu văd cum afectează problema principală. Cel puțin pentru prezent. Poate aveți dreptate. Bine. Mii de mulțumiri. A fost foarte amabil că m-ați sunat. Nu aveți pentru ce? Mă țin de cuvânt. Mi-am dat seama că vă interesa. Cine știe. Poate veți putea să-mi dați o mână de ajutor până la urmă. Asta mi-ar face mare plăcere. V-ar ajuta, de exemplu, dacă aș pune mâna pe un prieten al Catrinei. Parcă spuneați că nu are prieteni, zise surprins inspectorul Sims. Am greșit. Are unul, spuse Hercule Poirot. Înainte ca inspectorul să mai poată pune o vreo întrebare, Poirot a închis telefonul. Început să se plimbe cu o mină serioasă prin camera în care domnișoara Lemon stătea la mașina ei de scris. Ridică mâna de pe tastă la apropierea patronului și se uită la el întrebătoare. Aș vrea să-ți imaginezi o mică poveste, îi zise Poirot. Domnișoara Lemon își lasă mâinile în poală resemnată. Îi plăcea să bată la mașină, să achite note de plată, să îndosarieze hârtii și să aranjeze întrevederi. În faptul de a-i se cere să-și imagineze situații ipotetice, o plictisea foarte mult, dar îl acceptă ca o parte dezagreabilă a datoriei sale. Ești o tânără rusoaică, începu Poirot. Da, zise domnișoara Lemon, lându un aer cât se poate de britanic. E singură și fără prieteni în țara asta. Ai motive pentru care nu dorești să te întorci în Rusia, Ești angajată ca un fel de accesoriu, infirmieră sau domnișoară de companie la o doamnă în vârstă. Ești blândă, supusă și nu te plângi niciodată. Da, zise domnișoara alemân ascultătoare, fără să reușească deloc să se vadă pe ea însăși supusă vreunei bătrâne doamne de pe pământ. Îi caz cu tronc bătrânei. Se hotărăște să-ți lase ție toți banii. Ce-o și spune? Boaro făcu o pauză. Domnișoara Leman spuse da din nou. Și atunci Bătrâna descoperă ceva. Poate o chestiune de bani. Poate descoperă că n-ai fost cinstită cu ea. Sau ar putea fi ceva și mai grav. Un medicament care avea alt gust. Un fel de mâncare ce nu-i pria. Oricum, ea începe să te suspecteze de ceva și îi scrie unui foarte faimos detectiv. Anva, ce nu mai faimos detectiv? Mie. Urmează să o vizitez curând. Și atunci, cum spui, asta pune paie pe foc. Lucrul cel mai important este să se acționeze rapid. Și așa, înaintea sosirii marelui detectiv, bătrâna moare. Și banii îți revinție. ție. Spune, ți se pare rezonabil? Destul de rezonabil, apropo domnișoara Aleman. Adică, destul de rezonabil pentru o rusoaică. Personal, nu mi-aș lua niciodată o slujbă de însoțitoare. Îmi place ca datoriile mele să fie clar definite. Și, desigur, n-aș visa să omor pe nimeni. Poară oftă, cât de mult lipsește prietenul meu Hastings. El are așa o imaginație, o minte atât de romantică. Este adevărat că își imaginează întotdeauna greșit. Da, și asta e în sine un ghid. Domnișoara Lemon tăcea. Mai auzise de capitanul Hastings și nu o interesa. Se uita cu ochii pierduți la foaia de hârtie bătută la mașina din fața ei. Deci, ți se pare rezonabil, vorosi Poirot. Dumneavoastră nu? Mă tem că da, oftă Poirot. Telefonul sună și domnișoara Aleman ieși din cameră să răspundă. Se întoarse și îl anunță că e tot inspectorul Sims. Poirot se grăbi spre aparat. Alo, alo, ce spui? Am găsit un pachet de strinină în domitorul fetei, ascuns sub saltea, repeta Sims, adăugând. Sergentul tocmai a venit cu știrea. Se cam leagă, cred. Da, remarcă Poirot. Cred că se leagă. Vocea asta se schimbase. Deodată suna plină de încredere. După ce închise telefonul, se așeză la biroul său și și aranja obiectele de pe el într-un mod mecanic. Murmura ca pentru el: Era ceva de în regulă. Am simțit. Nu, nu am simțit. Trebuie să fi fost ceva ce am văzut. Am văzut mici celule cenușii. Analizați, reflectați. Era totul logic și în ordine. Fata, neliniște ei în legătură cu banii. Doamna de la Fontaine. Soțul ei, sugestia lui în legătură cu rușii, imbecilă, dar el este un imbecil. Camera, grădina, a, da, grădina. Se ridică foarte țapăn. O lumină verzuiei se lucea în ochi, sări de la locul lui și intră în camera alăturată. Nu Domnișoara Lemon, aveți bunătatea să lăsați ce faceți și să cercetați ceva pentru mine? O investigație, domnule Poirot? Mă tem că nu mă prea pricep. Într-o zi ai spus că știi totul despre negustori, o întrerupse acesta. Sigur că da, recunoscut domnișoara Lemon plină de încredere. Atunci, treaba e simplă. Te duci la Charmans Green și cauți un negustor de pește. Un negustor de pește? Întrebă surprinsă domnișoara Lemon. Exact. Negustorul care a furnizat pește la Rosebank. După ce îl găsești, îi pui o anume întrebare. Întinse o bucată de hârtie. Domnișoara Lemon o luă, Dinotă conținutul dezinteresată, apoi în cuvință și puse capacul la mașina de scris. Vom merge împreună la Chairman's Green, adăugă Poirot. Tu te duci la negustorul de pește, iar eu la poliție. Ne ia doar o jumătate de oră de la Baker Street. Când a sosit la destinație, fu întâmpinat cu surprindere de inspectorul Sims. Oh, dar ce repede lucrați! Am vorbit la telefon doar cu o oră în urmă. Aș vrea să vă rog ceva. Să-mi permiteți să o văd pe Katrina. Cum îi mai zice? Katrina Rieger. Da, nu cred că există vreo obiecție la asta. Katrina arăta și mai palidă și posomorâtă decât înainte. Poirot îi vorbi cu multă blândețe. Domnișoară, vreau să mă credeți că nu vă sunt dușman. Vreau să-mi spuneți adevărul. Am spus adevărul. Ochii okay, îi străluceau sfidător. Tuturor le-am spus adevărul. Dacă bătrâna doamna a fost otrăvită, nu eu am fost aceea care am otrăvit-o. Totul e o greșeală. Vreți să mă împiedicați să iau banii? Vocea ei era aspră. Arăta, se gândi el, ca un mără de șoricel încolțit. Vorbiți-mi despre cașetă, domnișoară, continuă Poirot. Nimeni n-a mai pus mâna pe ea. Am mai spus-o, nu? Ele au fost făcute în farmacie în după amiaza aceea. Le-am adus cu mine în geanta mea, chiar înainte de cină. Am deschis cutia și am dat domnișoarei Barrowby una cu un pahar cu apă. Nimeni nu le-a atins în afară de tine? Nu. Un șoricel încolțit, curajos, și, domnișoara Barrowby a servit la cină numai ceea ce mi s-a spus? Supă, plăcintă cu pește, tartă? Da. Îmi da lipsit de speranță, întunecat, ochi pierdus care nu vedeau lumina nicăieri. Poirot o bătu pe umăr. Fii curajoasă, domnișoară! Mai poate exista libertate. Da. Și bani. O viață confortabilă. Se uită la el bănuitoare. Când ieși, simți-i spuse. Nu prea am înțeles ce ai spus la telefon. Ceva în legătură cu faptul că fata ar avea un prieten. Are unul. Pe mine, spuse Hercule Poaro și ieși din sediul poliției înainte ca inspectorul să-și poată reveni. La ceinăria Green Cat, domnișoara Lemon nu și-a lăsat patronul să aștepte. Trecu direct la subiect. Numele omului este Raj, de pe strada principală, și ați avut perfectă dreptate. Exact o duzină și jumătate. Am notat ce mi-a spus. Și întinse nota. Mrr. Era un sunet adânc, prelungit ca mărâitul unei pisici. Hercule Poirot o lua sănătoasă spre Rosebank, Cum să în grădină și soarele apunea în spatele său, Mary de la Fontaine veni spre el. Domnul Poirot? V-ați întors? Vocea ei părea surprinsă. Da, m-am întors. Se opri și apoi adăugă. Când am venit prima dată aici, madame, niște rime pentru copii mi-au trecut prin cap. Doamnă Mary, oare cum se poate? Grădina, ce-ți mai face? Între cochilii și capace, fete drăguțe, toate înșirate. Numai că nu sunt cochilii oarecare. Nu-i așa, madam? Sunt cochilii de stridii. Mâna lui arătă spre ceva. Auzi cum ei îi se opri respirația și apoi rămase foarte liniștită. În ochi îi se citea o întrebare. El dădu aprobator din cap. Mei ui, știu, Servitoarea a lăsat cina pregătită. Ea ar jura și Catrina ar jura că alea au fost tot ce ați mâncat la masă. Numai dumneata și soțul dumitale știți că ați mai adus o duzină și jumătate de stridii. O mică tratație pur la bon tont. Ce ușor să pui strignina într-o stridie. Se înghite. Cum sa? Dar rămân cochiliile. Ele nu trebuie să ajungă în găleată. O fata le-ar putea vedea. Așa că v-ați gândit să faceți o margine din ele la un strad de flori. Da, nu erau suficiente. Marginea nu-i completă. Efectul e prost. Strică simetria unei grădini altfel încântătoare. Acele câteva cochilii de stridii fac o notă discordantă. Mi-au displăcut de la prima mea vizită. Mary de la Fontaine spuse, Cred că ați ghicit din scrisoare. Știam că vă scrisese, dar nu eram sigură cât de multe vă spusese. Poirot răspunse evaziv. Știam cel puțin că era o chestiune de familie. Dacă ar fi fost vorba despre Katrina, n-ar fi avut rost să mușamalizeze lucrurile. Cred că ta sau soțul dumitale v ați folosit de fondurile domnișoarei Barrowby în avantajul propriu și a descoperit... Mary de la Fontaine recunoscu. O făceam de ani de zile, puțin de aici, puțin de dincolo. Niciodată n-am crezut că e destul de deșteaptă să-și dea seama. Și apoi am aflat că trimisese după un detectiv. și mai descoperit că îi lăsa banii Catrinei, mica aia creatură mizerabilă, și așa strignina a fost pusă în dormitorul Catrinei? Înțeleg. Vă salvați pe dumneavoastră și pe soțul dumneavoastră de la ceea ce aș putea descoperi și învinuiți o copilă inocentă de crimă. N-aveți milă, madame? Mary de la Fontaine ridică din numeri. Ochii okay, albaștri de nu mă uita se uitau în ce lui Poirot. El își reaminti perfecțiunea cu care jucase rolul în prima zi în care venise și stângăcile soțului ei. O femeie deasupra mediei, dar inumană. Milă? întrebă ea. Pentru mizerabil aia de șoricioaică intrigantă? Disprețul ei răsuna respicat. Hercule Poirot spuse încet. Cred că nu v-au interesat în viață decât numai două lucruri. Unul este soțul dumneavoastră. I-a văzut buzele tremurând. Celălalt, grădina. Se uită în roată în jur. Privirea părea să ceară iertare florilor pentru ceea ce făcuse și era pe punctul de a face. Sfârșit.